Lucrările de supraalergire a străzii Drăgănești în zona industrială se apropie de final, estimate să fie realizate în 8 luni. În acest moment, Drumarei lucrează la ultimele sute de metri la lărgirea drumului, urmând ca în perioada următoare să fie turnate și primele straturi de asfalt. Proiectul prevede o lărgire cu 14 metri a străzii Drăgănești, iar lucrările presupun spargere mixtură asfaltică, săpătură mecanică, turnarea unui strat de balast de 60 de centimetri grosime și un strat de balast stabilizat de 20 de centimetri grosime, așternere straturi sistem rutier. Totodată în zonă se va supraalărgi și trotuarul, vor fi betonate și rigolele. Lucrările decurg destul de bine, ne-a ajutat și timpul în ultima vreme, au fost precipitații foarte puține. Așa cum vedeți și dumneavoastră, vom încerca la sfârșitul lunii acesteia, poate și mai devreme, să acoperim cele două straturi de asfalt din cele trei existente, ca undeva în luna iunie sau la jumătatea lunii iunie, repet, dacă timpul ne ajută, să terminăm întreaga lucrare, inclusiv marcajele rutiere. Pentru că vremea a permis, asfaltările și reabilitările străzilor, dar și a trotuarelor din oraș au continuat. Unele lucrări au fost blocate pe perioada stării de urgență din cauza că oamenii nu au putut să-și mute autoturismele din parcări. Cu toate acestea, lucrările la unele străzi au fost finalizate. Suntem în execuție pe partea de jos a orașului, pe fundătura Oltului și pe fundătura Zăvoiului. Suntem de asemenea pe strada Nucului, o stradă destul de controversată în ultimii ani, care a fost făcută de la zero, deci nu a fost niciodată modernizată. În zona asta am început ceva, însă din cauza perioadei a trebuit să asistăm, pentru că aveam foarte multe autoturisme parcate, iar oamenii, din cauza stării de urgență, evident că nu puteau să coboare, să le mute, mai ales că era interzis acest lucru. Pe trotuarele pe strada Victoriei sunt destul de avansate, deci și acolo o să terminăm în curând. Lucrările de supraalergire a străzii Drăgănești sunt prinse în contractul cadru semnat de municipalitate. Acesta au o valoare de 9 milioane de lei. Reabilitarea celor 108 străzi prinse în contractul cadru a fost atribuită mai multor firme ce timp de 5 ani, între 2019 și 2023, vor face aceste lucrări. Valoarea totală a proiectului se ridică la 97 de milioane de lei.